Uite, suntem la sfârșitul unei noi tabere de resetare. Deja ne-am obișnuit de ani de zile cu acest lucru. De pe frumoasele meleaguri clujene avem și soare frumos. Am aici lângă mine pe Diana Cubaș, pe care ne-am împrietenit de curând și a decis să vin la tabără. Dragă mea Diana, cum a fost tabăra pentru tine? Dragul meu, Paul, n-am crezut că trebuie să mă resetez. Sincer, am vrut să vin aici pentru că îmi place foarte mult prezența și energia lui Paul și vreau să învăț pe Diana cât mai multe, dar n-am crezut că o să mă resetez atât de mult precum m-am resetat. Dar în ce sens? Noi oricum ne dezvoltăm viața de zi cu zi. Adică să zicem că aș fi rămas la Brașov, aș fi făcut o chestie și probabil că m-ar fi ajutat. Dar ce s-a întâmplat aici a fost ceva extraordinar, a fost o energie de muncă incredibilă și mi-am putut permite să mă las liberă. Și Paul a făcut niște exerciții extrem de profunde pe care nu o să le dezvolui pentru că doar la tabără e bine să le faci fără să ai de dinainte mintea să joace scenariul, peste scenariu, așa. Au fost, pot să spun, atât de profunde cum în viața mea n-am mai experimentat așa ceva. Tot ce pot să spun este că în stare de trezire pură, am putut să ajung la niște stări de conștiință, cum se spune în engleză, altered consciousness sau stări de conștiință alterate, dar alterate nu ca și alimentele. Deci m-au dus într-o profunzime atât de adâncă, încât am putut să mă văd și să mă simt cine sunt eu cu adevărat. Am putut să văd prin partenera mea, cu care am făcut acest exercițiu, pe care nu o să-l descriu. Am putut să văd, nu știu, cred că la sute și mii de kilometri în față, în dreapta, în stânga. Am fost aici, am fost peste tot, am fost eu și am putut să mă văd pe mine exact cum sunt adevărat, în toată splendoarea mea. Am primit atâta valoare în tabăra asta pentru că pur și simplu mi-am dat seama că eu sunt una cu totul și cred că de acum încolo, mai ales în toate terapiile pe care le fac și toată lumea pe care o să o ajut, o să mă pot regăsi în momentele din tabăra asta în care prin toți participanții de aici s-a format așa un gor extraordinar prin care o să iau de la fiecare niște învățături. Paul, tu creezi așa un spațiu de siguranță extraordinar. M-am simțit foarte în siguranță și pot spune că cred că nu o să scap nicio tabără pe care o să mai ai de acum încolo, pentru că de fiecare dată mi-am dat seama că chiar dacă spui eu știu toate sau așa, nu, energia grupului te saltă foarte mult și aduce foarte multă valoare și tu aduci foarte multă valoare prin cunoștințele pe care le ai la nivel de conștiință umană, dar și prin faptul că te ai conectarea asta cu divinitatea și cu ființa superioară. Și când suntem aici, putem să co-creăm toți mult mai bine, zic eu. Mulțumesc! Și eu mulțumesc foarte mult și ne vedem la tabăra următoare!